De ceva vreme se fac săpături în cartierul Unirii, pe un spațiu verde. După un timp, au apărut și câteva țevi de apă. I-am întrebat pe oamenii care locuiesc în zonă ce anume se face, însă foarte puțini cunoșteau răspunsul corect. Ce credeți că se construiește în spatele dumneavoastră? Nu știu. Să se construiască? Nu știu. Nu știu. Când le-am spus că este vorba despre o fântână arteziană, multora le-a apărut zâmbetul pe buze. Când s-au convins că e adevărat, au recunoscut că o fântână ar înfrumuseța cartierul. Am aflat că se construiește o fântână arteziană. Cum credeți că este această idee? Ar fi super, da. Da, ar fi super. Ca și spațiu verde, de relaxare. Și mă gândesc că vor fi plantate și o grămadă de flori, de plante. Da, e o idee bună. Da, el înfrumusețează un pic și dă un pic de culoare. Păi, pentru tinere, tot, da. Și pentru mine, dar păi... Serios, dar acum am uitat că nu știam că ce i-a săpat acolo. Vinovați pentru construcție sunt autoritățile locale, în speță primăria municipiului Reghin. Reprezentantul instituției, tot Ioan, ne-a furnizat amănunte despre oaza care va răsări în mijlocul acestui cartier. Fântâna arteziană din cartierul Unirii va fi compusă din 8 jeturi de apă cu propulsie la 3 metri înălțime, din care un jet central. Va fi dotată cu un sistem de iluminare cromatic. Dimensiunile acestei fântâni arteziene va fi de 4 metri jumate în diametru, înaltă de 0,8 metri. De asemenea, va fi placată cu piatră murală și termenul de finalizare este undeva la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an. Pe lângă faptul că oamenii de pe Bulevardul Unirii spun că este o idee bună, mai putem zice că totul a fost făcut pentru înfrumusețarea acestei zone. Până la urmă, să nu uităm că apa curgătoare ne calmează, ne spune că aici este viață.